Bună ziua, dragi prieteni din Scorpion! Haideți să vedem la Scorpion puțin în general. Vești despre copil sau de la un copil sau despre copil. Sau o nouă relație cu noroc, un nou contract de muncă, un hârtii care le semnați cu bucurie la un drum. Aveți o pierdere în casă. Visați ceva pentru familie sau cu familia și nu reușiți. Ori să faceți o călătorie, dar nu puteți acum. Și din cauza asta sunteți un pic supărați. Aveți vrăji blocate drumurile, da, boală, blocaje, da, treceți de blocajele acestea, nu știu, vă simțiți blocați așa, în anumite, poate la dragoste, poate, da, treceți peste, vrăji în dragoste, în călăsătorie, pentru ca să vă certați, pentru ca să vă despărțiți, pentru ca să nu fie bine. Cineva v-a făcut ceva. Bucurii parcă nu aveți, ați vrea copil, mergeți la analize, faceți ceva pentru analize, dar nu se vede niciun copil deocamdată sau sunteți în vreți un copil neapărat. Bucurie de la o persoană care lucrează undeva sau are propria afacere, o schimbare cu un bărbat pe care iubiți sau dacă sunteți bărbat aveți o schimbare cu mulți bani sau această persoană are mulți bani, dar vă certați sau vă certați din cauza că nu este fidel, că vă cheltuie banii, că nu vine acasă la timp, că din astea, așa îi spuneți. Că nu face ce vreți, că face ce vreți, că oricum nu este bine, da? Oricum face ceva, deci sunteți așa, da? Cu el. Dar el pierde bani, se ceartă pentru bani, este tot timpul la serviciu, totuși aveți bucurie cu el, semnați un contract sau aflați niște secrete, dar totuși cu bucurie, nu vă ceva rău. Așa, la serviciu vă place unde sunteți? Sunteți de mult timp sau o să stați foarte mult timp? Deci toată viața, sau nu chiar toată viața, dar o să faceți tot timpul același lucru ce vă place. Vă place ce faceți. Cu reușită. Orice aveți de făcut undeva unde este instituție publică, aveți reușită. Treceți de un obstacol. Faceți o călătorie, luați o alegere și faceți călătoria. Faceți alegere și faceți călătorie. Pierdeți un copil sau pierdeți o schimbare, pierdeți o persoană mai tânără. În inimă aveți schimbarea, o să aveți această schimbare sau acest copil. Totuși noroc aveți, noroc. Realizare în dragoste, în căsătorie, cei care sunteți căsătoriți cu dragoste, sunteți bine. Bine, fericire, împlinire în dragoste, în căsătorie. Pierdeți o schimbare, v-am spus. Faceți un drum. Secrete în familie. Primiți mesaje sau aflați un secret sigur din familie, dar cu bucurie și cu noroc. Dar aveți vrăji ca să vă despărțiți în căsătorie, să nu vă meargă bine. Să aveți certuri și din astea, da. Totuși, ceea ce vreți dumneavoastră sau ce visați sau ce faceți de mult timp în afaceri sau ce faceți, aveți noroc.
Și în căsătorie și în dragoste o să aveți mare noroc, împlinirea dorințelor, realizare. În dragoste, împlinirea dorințelor, oricum. Nu știu, acest bărbat, aici bărbatul este foarte ocupat, femeia la fel, dar mai stă și pe acasă, văd că sunteți fideli unul la celălalt, nu vă mai gândiți că nu este fidelă sau nu este fidel, că este fidel și cu noroc. Cu dragoste vreau să spun, pardon. Deci vă iubește, este fidelă, este fidel. Iarăși vrăjile în dragoste, făcute de o femeie, pentru că e supărată pentru niște bani această femeie care v-a făcut. Rezolvați ceva, aveți reușită, sigur, o răceală. O femeie cu care aveți pierdere în căsătorie sau din cauza căreia aveți pierdere în căsătorie, ceartă în căsătorie, dar totuși împlinire până la urmă. Vă doriți foarte mult un copil, unele persoane și o să nu o să aveți. Eu nu văd. Mergeți la multe sanatorii, spitale, clinici, poate și la un drum, dar degeaba. Nu. Nu, sigur nu. Nici nu vă stă în destin să aveți copilul acesta. Deci cei care ascultați poate știți despre ce este vorba. Sau nu neapărat un copil, sau o relație cu o persoană mai tânără. Nu este în destin să vă fiți cu această persoană. Sau un nou început cu cineva, sau un nou început undeva, nu este dat, nu este în destin. Poate vă gândiți la asta. Unii vă mutați, plecați sau vă mutați la un drum, sau da, nu vă mai place unde stați, dar aveți ceva obstacole, dar o să aveți bucurie până la urmă. Da, mergeți, vă mutați acolo unde vreți, da. Așa. Ceva supărare la serviciu sau în afaceri. Visați, dar este greu ceea ce vreți. Sunt șefi împotrivă, sunt persoane cu putere împotrivă în a ceea ce vreți dumneavoastră. Poate să fie din familie sau poate să fie cineva concurență mare. Oameni și reți, oameni falși, oameni răi. Nu, nu. Multe persoane care vor ceea ce vreți dumneavoastră. Concurență, da? Competitivitate. Așa. Bani. Noroc la bani, schimbare, iubiți ceea ce faceți, vă mai spun o dată, contracte, semnați un nou contract de muncă sau ceva ce o să vă aducă bani. Totuși cu blocaj, oricând aveți chef, ori sunteți blocată sau blocat din cauza unui bărbat, cu schimbare de casă care tot pleacă, vine... Dar este fidel. Este fidel. Parcă este mai tânără această persoană decât dumneavoastră. Este fidel și nu prea. Dar este din cauza vrăjilor. Cam asta a fost. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.